Nu, orice ar fi, noi dau mai mult de 2 ruble. Mare lucru nu are de făcut decât să coase pe aici pe acolo și să-i pună câteva petice. Miroase a pește prăjit. Voi, și este un fum de nici gândaci nu se mai văd. Aoleu! Femeie fără frica lui Dumnezeu! După ce că ești urâtă, mai pur și scufie pe capă, dar și soldații că te pun stradă! Urcate ai iadu de pe țifan, doar ia voi de noroci, tău ți s-a urcat vodka la cap! Nu vrei să intri, dică lua să mai oftigit! Ai curaj, acum ai curaj! Dar de ce n-ai curaj, mă rog, frumos cu mușterii? Te plocoanești în fața lor ca un prost bătrân ce ești! Petrovici pare treaz, deci sucit! Aoleu, bine că nu m-a zărit când am intrat! Cred că ar fi mai bine să vin altă dată! Aoleu! Dumneata! Bună ziua, Sfârșit! Bună ziua, domnule, da! Ce ocazie, ce doriți? Iaca, Petrovici, ți-am adus asta, aia, asta, sigur, desigur, adică... Asta? Da. Ce asta? Ce poate fi asta? Iaca, eu sunt asta, adică asta e el, Petrovici, mantaua, asta este, adică e stofa, nu e... Iaca, vezi, aici, adică nu aici, în celelalte locuri, e încă tare, e tare. Ce? Numai că e cam prăfuit, adică ea pare puțin veche așa, dar e nouă, da? Mult de lucru n-ai, știi? Ia dă mantaua să cercetez. Da. Să știi că nu o să mă refuze, deși e prost dispus, fiindcă tot el mi-a reparat-o mereu. Doamne, iau-te-le cum umblă, e desculț. Ce unghie are la degetul mare de la picior, închircită, solzoasă și tare ca o carapace de broască țestoasă. Iau-te cum stă cocoțat pe masă cu jurubițele de mătase în gură. Nu, dacă e așa nervos, n-o să mai nimerească să bage ața în ac. Și e și întuneric aici. Oare o să vadă bine ce are de făcut la manta? Nevastă, adu-mi tabachera rotundă cu portretul generalului pe capac. Vreau să prizez un pic de tutun. Bă, dar mantaua asta e casita de rare. Căptușeală, ia uite, e făcută praf. Golerul, asta nu se mai poate. Mânecile, Doamne Sfinte, ia umeri. Ultimul, ce să mai zic de umeri? Ce să zic? Uite, uite. Eu ce să zic? Bună ziua, Arcadia Cachievici. Ia tabacerea. Da, ce iar ți s-a găurit mantaua? Nu, ea e nouă, e doar o gaură, dar nu pe aici, pe acolo, prin rest. Știți, desigur, Petrovici, soțul dumneavoastră e tare priceput. El mi-a mai reparat acum în anul. Sănătate, Petrovici, Nu se mai poate cârpi, e o vechitură. Ce? Petrovici, de ce spui așa? Dar nu e roază, uite, dacă aia aici la umăr e puțin și vezi, poate mai găsești pe la tine niște resturi și gata. Grigori, poate reușești să o repar, nu mai luăm și noi un bănuț. Sigur. Poate mai ai o bucată de stofă prin casă, nu? Sigur că găsim ceva. Mai găsi, dar nu le pot coase. Uite, stofa e putredă. Nu zici așa. E putredă de tot și se destramă cum o atingi. Ia, lasă-o să se destramă. Lasă-o așa să se destramă. Cum se destramă? Păi pui în data al petic. Dar n-am de ce să prind petecele. N-am cu cele tării, că mantaua e roasă de tot. Vorba vine Hristofă, dar cum să vă putunează? Nu, te rog, nu pleca, te rog, fă-mi, te rog. Cum se poate să mă refuz? Spuneți-i dumneavoastră, Grigori, eu zic să nu te încăpățâneți. Avem nevoie de bani. Să luăm gaz, să... Dă-mi un petec acolo. Un petec, atâta, ia că un petec, dar două. Și dacă se dezamă tot un petec, două. Și atunci sunt gata, 2 ruble. Cum se poate să mă refuz? Nu, hotărât, nu. Nu-i nimic de făcut. Haina asta nu mai e bună de nimic. Nu mă necăjești acum pe mine. Mantaua asta e ca și nouă. Uitați, doamnă, uitați o gaură aici sau două. Câte? De asta se rezolvă. Nu. Uitați-vă bine să vedeți. Nu mai e bună de nimic. Ar fi mai bine să-ți faci din ea o biele. Pentru că ciorapii nu țin de cald. Ciorapii i-au născocit nemții ca să câștige bani mai mulți. Cât despre manta, după cum se vede, are să trebuiască să-ți faci una